Mii de români au primit pe e-mail anunțul cu privire la cele trei zile de cazare gratuită prin programul Europa Mea Fără Frontiere. La o privire mai atentă ne putem da seama că acest program nu este altceva decât o mare păcăleală. Cu plăcere vă anunțăm că ați obținut o alocare de cazare pentru două persoane în a treia ediție a programului de dezvoltare al turismului individual european, Europa mea fără frontiere 2013. Scopul programului este încurajarea dezvoltării sectorului turistic cu accent special pe unitățile mici și mijlocii de cazare, adică pensiuni și mici hoteluri din întreaga Europa. Cam așa sună anunțul plin de greșeli gramaticale primit pe e-mail de mulți dintre noi. În realitate însă, programul Fantomă nu face altceva decât să îi păcălească pe turiști. Mâncarea nu este gratuită, iar costurile unei călătorii depășesc în total 2000 de lei de persoană, după cum le-au răspuns turiștilor pe forumuri chiar proprietarii de pensiuni. De patru ani acceptăm vouchere Eurorest. Așa se numesc în Ungaria și Cehia. Au venit mulți turiști prin acest sistem de rezervare. Deci partea cu cazarea nu este țeapă. Problema este că informația nu este completă. Cazarea este gratuită, dar este obligatorie demi-pensiunea. Două mese pe zi, în valoare de 79 ron în cazul nostru. Semnează Deme Laslo patronul unei pensiuni din Hargita. Așadar, atenția trebuie să fie sporită în astfel de cazuri. Despre faptul că anunțul nu face altceva decât să îi păcălească pe turiști și-au dat seama mulți dintre cei care au primit astfel de mailuri. Și eu am primit un astfel de mail, am văzut că trebuie să plătești în jur de 60 de lei pentru procesarea certificatului și poștă ramburs. După ce am completat chestionarul, mi s-a extins la șapte zile de cazare. Am intrat la hoteluri participante și am văzut că trebuie să plătești masa obligatoriu. Nu știu care e faza. Scrie o femeie din București pe site-ul unei rețele de socializare. Indiferent când va alege să plecați în concediu, nu uitați că astfel de variante nu sunt niciodată soluția ideală pentru petrecerea unor zile libere. Cel mai indicat este să apelați la serviciile unei agenții de turism sau să vă alegeți cu atenție pe cont propriu destinația și locul de cazare.